Avem un Dumnezeu care cred că merită toate laudele noastre. Avem un Dumnezeu care cred că merită dedicarea sau rededicarea completă a ființei noastre. Avem un Dumnezeu care merită totul. Dar avem un Dumnezeu care a dat totul pentru noi. Ca noi să fim o mărturie vie pentru cei care sunt pierduți. Mă bucur să fiu cu dumneavoastră în dimineața aceasta. Mă bucur că am oportunitățile acestea în care să pot să vă slujesc, să mă bucur la închinare cu dumneavoastră pe de-a cursul verii acesteia. Voi mai sta aici cam o lună și apoi, dacă totul va decurge cum am plănuit și dacă Domnul va îngădui, voi pleca. Însă până atunci, în dimineața aceasta aș vrea să ne concentrăm atenția unei teme care am înțeles sau mi s-a comunicat că ar fi rededicat evangelizării. O temă care, bineînțeles, toate temele care au fost pe decursul anului și vara aceasta sunt teme importante. Însă parcă această temă ne provoacă într-o oarecare măsură să punem în aplicație ceea ce credem. Și în același timp să fim atenți la ceea ce credem și la cum trăim ceea ce credem. În dimineața aceasta, titlul mesajului meu este Proclamând adevărul despre Iisus într-o lume postmodernă. Îmi cer scuze că nu am PowerPoint, dar chiar nu m-am apucat să fac notițele pe PowerPoint. Dar sunt sigur că dacă vom fi atenți la ceea ce Dumnezeu are să ne vorbească în dimineața aceasta, vom putea lua câteva notițe și chiar lua lucruri destul de practice din mesajul acesta. Aș vrea să ne ridicăm pe picioare și să deschidem Evanghelia, Scriptura, la Evanghelia după Matei, capitolul 9, Matei, capitolul 9, de la versetul 35 la 38, pagina în Biblie 933. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi care n-aveau păstor. Atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Amin. Amin. Doamne, în dimineața aceasta venim ca un singur trup înaintea Ta, ca o singură biserică, ca o singură familie și venim înaintea Ta, Doamne, ca Tu să ne vorbești. Vrem să dăm la o parte orice distragere, vrem să dăm la o parte, Doamne, orice gând, orice apăsare și, Doamne, vrem ca în dimineața aceasta să luăm adevărul Evangheliei Tale, să-L aplicăm în viața noastră. Și mai apoi, Doamne, să fim o mărturie pentru cei din jurul nostru. Ca mai apoi ei să poată să audă cuvântul Tău și să Te accepte pe Tine ca Domn și Mântuitor. Doamne, mă rog pentru cei care, Doamne, avem în familie care poate nu Te cunosc. Mă rog, Doamne, pentru cei care ne sunt prieteni, vecini, colegi de muncă. Ca, Doamne, Tu să le deschizi inimile și mințile. Ca noi, totodată, să putem să intrăm, Doamne, și să le proclamăm adevărul despre Fiul Tău. Îți mulțumesc pentru tot ce faci pentru noi. Amin. Amin. Puteți să le așezați o curie.
Așa cum am spus, în dimineața aceasta am privilegiul și onoarea în același timp de a începe sau da startul unei teme destul de importante, și anume rededicat evangelizării. Și în mesajul meu din această dimineață aș vrea să abordăm câteva lucruri importante despre ce înseamnă evangelizarea, cum putem evangeliza în ziua de azi, însă în același timp aș vrea să ne uităm și la cine stă în față, și anume societatea sau lumea în care trăim. O lume care este caracterizată prin ceea ce spun criticii sociologi și culturali postmodernă. O lume pluralistică, fără principii fundamentale și ghidată de relativism. Dacă nu vom înțelege societatea și timpurile în care trăim, riscăm ca, indiferent câtă evangelizare am face, aceasta să nu aibă rezultatele pe care le dorim. Și în același timp, s-ar putea să eșuăm în ceea ce Dumnezeu ne-a chemat, și anume ca biserica are misiunea și responsabilitatea de a proclama adevărul despre Isus, și anume că El s-a întrupat, a murit pe cruce și a înviat a treia zi pentru ca lumea să fie reconciliată cu Dumnezeu și în același timp noi să ne bucurăm de iertarea de care Dumnezeu ne oferă prin harul Lui. Amin. Ce putem învăța din textul citit? Aș vrea să mă concentrez la trei puncte care cred că ne vor ajuta să primim într-o oarecare perspectivă în dimineața aceasta textul acesta și să înțelegem în același timp ce înseamnă evangelizarea și cum ar putea fi aceasta aplicată. Primul punct care aș vrea să-l notez sau să-l notezi este că Iisus vede mulțimea de oameni. Iisus vede mulțimea de oameni. Textul ne spune că Iisus mergea din cetate în cetate, din sat în sat, îi învăța pe oameni despre Evanghelia Împărăției și vindeca oameni bolnavi și neputincioși. Primul lucru care ne-l arată textul este că atunci când Iisus a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele. Iisus vede. Iisus realizează că este ceva comun în toate cetățile și toate satele. Sunt un număr mare de oameni pierduți. Un număr mare de oameni pierduți. Cercetătorii spun că pe vremea aceea erau în jur de aproximativ 200 de cetăți și sate în Galileea, cu o populație de aproximativ 3 milioane de oameni. Iisus vede și realizează că erau mulți care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. De aceea, în versetul 37, chiar El spune că mare este secerișul. Dacă atunci erau mulți care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, cam același lucru se întâmplă și azi. Nu este nevoie să-ți spun eu că în Irlanda este exact aceeași situație în ziua de astăzi. Deși poate Irlanda nu este o țară mare, are doar o populație de aproximativ 4,8 milioane de oameni, mă refer la Republica Irlanda, totuși sunt și aici destui care încă nu cunosc pe Dumnezeu. E adevărat? Secerișul este mare și noi suntem chemați să fim lucrători. Atenție, nu doar câțiva, ci toți. Toți suntem chemați să propovăduim Evanghelia. În textul din Matei 28, care este bine cunoscut și Marea Trimitere, Matei 28, ultimele două versete, Iisus le poruncește tuturor care erau acolo să meargă în toată lumea, să propovăduiască adevărul Evangheliei și să facă ucenici din toate neamurile. Ce interesant e că nu-l pune pe un ucenic să stea deoparte și să spună restul plecați. Toți care erau acolo le se dă o poruncă. Mergeți!
John Stott, un teolog binecunoscut, analizează acest pasaj din Matei 28 și ajunge la următoarea concluzie. Marea trimitere creează, atenție, creează o responsabilitate care se leagă de fiecare membru al întregii biserici. Fiecare creștin este chemat să fie martor al lui Hristos în mediul particular în care Dumnezeu l-a plasat. Ba mai mult, deși slujba publică de propovăduire a cuvântului este rezervată unui slujitor, mărturia privată sau evangelizarea personală are o valoare care în unele privințe o depășește chiar pe cea a predicării, deoarece mesajul poate fi adaptat mai personal. Ceea ce vrea Stott să spun aici este că Dumnezeu ne plasează pe fiecare dintre noi într-un mediu, într-o sferă în care suntem chemați să fim o evanghelie vie. Evangelizarea eficace începe cu a ne păsa de cel de lângă noi. Vedem asta chiar și în pasajul citit mai devreme. Și în același timp, cred că Stott are dreptate. Evangelizarea la nivel individual este, aș spune eu, cea mai eficace modalitate în cultura și societatea vestică în care trăim. Omul modern caută un sens al vieții, un sens al acceptării, un sens al aparținerii. Omul de azi își creează identitatea conform acceptării și aparținerii contextului social în care se află. Cred că de-a lungul istoriei, biserica a trecut prin multe tranziții cu privire la acceptarea și aparținerea culturii și societății în care era plasată. În generația trecută, ideea era următoarea. Pornim de la credință și apoi ajungem la aparținere. Sau pornim de la mântuire și apoi ajungem la acceptare. Ceea ce vreau să spun este că biserica, generația anterioară, prezenta credința ca mai apoi omul să fie acceptat în biserică. Prezenta mărturia ca mai apoi să fie acceptat în biserică. Care cred că a produs un efect de izolare sau izolație. Motorul era în felul următor: dacă nu vii la noi, la biserică, nu vei fi acceptat de noi. Azi, cred că metoda care dă rezultatele cele mai bune și mai eficace este complet opusul. Atenție, în trecut era credința, propovăduirea credinței în cadrul bisericii, ca mai apoi omul să fie acceptat. Însă biserica este chemată să nu fie izolată, ci din contră să ofere omului o acceptare care mai apoi va aduce credința. Pornim de la aparținere, atenție, omul caută un sens al vieții, caută o acceptare, își caută mediul ca să fie acceptat și apoi rămâne acolo. Biserica în ziua de azi cred că este chemată să iasă în afara zidurilor, să intre în societate, să-l accepte pe om ca și om și apoi, încet, încet, omul va vedea frumusețea credinței. Și aici nu vreau să mă înțelegeți greșit. Nu vreau să spun că trebuie să acceptăm păcatul, nici de cum. Ci trebuie să-l acceptăm pe om ca om, indiferent de bagajul pe care îl are în spate atunci când îl întâlnim pe om. Doar prin acceptare și crearea unui spațiu de aparținere vom putea să ne apropiem de omul necredincios. Mai mult de atât, sunt convins că asta este și o modalitate biblică. Vedem asta în Matei 9, de la versetul 10 și 17. Vedem că Iisus stă la masă cu cine? Cu păcătoșii. Iisus îl acceptă pe om, în primul rând, ca om, ca mai apoi să schimbe viața.
A doilea punct. Iisus simte pentru oameni. Iisus simte cu omul, dacă aș putea să spun așa. Mai departe, textul ne arată că Iisus îi s-a făcut ce? Milă. Un cuvânt care nu-l prea mai auzim în ziua de astăzi. Lui Iisus s-a făcut milă. Lui Iisus îi păsa de oameni. De fapt, scopul lui Iisus și misiunea lui a fost să vină pe pământ ca Dumnezeu întrupat pentru oameni. Cred că am mai spus lucrul acesta în alt mesaj. Luca 19, capitolul 19, versetul 10 ne spune că pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Sau Marcu 10, 45, căci Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața pentru ca răscumpărare pentru toți. Și noi, la rândul nostru, trebuie să rezonăm cu scopul pe care Iisus a venit pe pământ. Și noi, la rândul nostru, dacă ne numim creștini și crezând în Hristos ca mântuitor personal, trebuie să avem un centru al vieții noastre în care Iisus reflectă în toată ființa noastră. În care Iisus se oglindește în toată ființa noastră, în toată personalitatea noastră, în tot caracterul nostru. Personalitatea noastră, caracterul nostru, să reflecte caracterul lui Hristos. Ca și creștini, creștem în dependență de Hristos. Ca mai apoi, scopul lui să devină scopul nostru. Ca mai apoi, misiunea lui să devină misiunea noastră. Ca mai apoi, mesajul lui să devină mesajul nostru. Ca mai apoi, dacă el a fost pentru alții, și noi să fim la rândul nostru pentru alții. Tot ce ai învățat la școala duminicală, tot ce ai auzit în predici, tot ce ai memorat în scriptură, tot ce poate ai învățat la curs de teologie, tot ce știi despre cum să-ți aperi credința sau alte religii și așa mai departe, toate acestea sunt irelevante dacă nu ne pasă de cel de lângă noi, că este pierdut și se îndreaptă spre o judecată a lui Dumnezeu cu sentința o eternitate fără el. Atenție, toate acestea sunt irelevante dacă nu ne pasă de cel de lângă noi, știind că se îndreaptă spre o sentință unde scrie egal o eternitate fără Dumnezeu. Asta vede Iisus în mulțimile de oameni pe care îi întâmpină. 3. Iisus se identifică sau identifică problema mulțimilor. Iisus identifică problema mulțimilor. Textul ne descrie aceste mulțimi de oameni ca fiind necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Iisus se uită la gloate, la gloatele de oameni care stăteau în față și le înțelege problema. Iisus vede dincolo de fațadele pe care oamenii le aveau, dincolo de imaginea pe care probabil fiecare încerca să o afirme. Iisus știa că oamenii care stau în fața lui sunt goi din punct de vedere spiritual. Textul nu ne se referă că erau săraci sau vai de capul lor, ci dimpotrivă textul se referă că aceste mulțimi, aceste populații, aceste grupuri de oameni din cetățile respective erau preocupați de a satisface plăcerile personale fără a se gândi deloc la Dumnezeu. Însă toate aceste plăceri și stilul de viață păcătos nu i-a ajutat cu nimic. Orice drum al plăcerilor și satisfaciilor pe care lumea aceasta le poate oferi are ca destinație o prăpastie în care riști să cazi și în același timp să rămâi gol și pierdut pentru totdeauna.
tot ce lumea aceasta îți poate oferi are destinația o prăpastie din care s-ar putea să nu mai ieși. Iisus știa asta. El știa că mulțimile de oameni sunt în nevoie mare de un păstor. Orice fermier își cunoaște secerișul. Care ați crescut la țară? Eu am fost la țară. Știu că bunicii își cunoșteau secerișul. Cunoșteau timpul. Cunoșteau ce să facă cu secerișul. Orice fermier își înțelege pământul în care seamănă an de an. Și noi la rândul nostru suntem chemați să înțelegem cultura și societatea în care trăim. Ne putem înțelege cultura și societatea doar dacă analizăm ideologiile prezentate de aceasta. Adevărul este că unele ideologii sunt bune, iar altele sunt rele și dăunătoare. Provocarea noastră atunci când evangelizăm este de a ști cum să identificăm ideologiile bune de cele rele. Și cum facem aceasta? Prin a păși în lumea în care trăim. Dar atenție, nu acceptând ideologiile. Spuneam că titlul meu este Propovăduindu-L pe Dumnezeu sau Adevărul lui Hristos într-o lume postmodernă. Azi trăim într-o lume care este definită sau caracterizată de un pluralism postmodernist. Postmodernismul poate fi definit ca fiind o reacție a modernismului. Postmodernismul este caracterizat prin relativism, și anume respingerea adevărului absolut și obiectiv. Postmodernistul insistă că nu există absolut nimic autoritativ și nimic obiectiv. Postmodernismul ne spune că adevărul ți-l creezi tu cu propria ta minte. Postmodernismul ne spune că tu poți să creezi, să te creezi pe tine însuți, așa cum vrei tu, și că adevărul rămâne subiectiv ție. Postmodernismul creează iluzia că adevărul este ceea ce vrei tu să fie. Postmodernismul este caracterizat prin subiectivism și relativism. În postmodernism nu există nici o noțiune de adevăr absolut sau adevărat autoritar. Vedem lucrurile acestea în societatea în care trăim? Lumea de azi, atenție, nu respinge creștinismul pentru că a fost dovedit fals. Dimpotrivă, sunt multe argumente pentru favorul creștinismului, pentru favorul în existența lui Dumnezeu, pentru a explica problema răului și așa mai departe, ci pentru că creștinismul îl declară pe Iisus ca fiind calea, adevărul și viața. Lumea nu respinge creștinismul în ziua de azi pentru că a fost dovedit fals. Lumea respinge creștinismul de azi pentru că proclamă un adevăr fundamental, că Iisus este Dumnezeu. Ba mai mult de atât, la baza creștinismului este un adevăr care proclamă creația, adică totul a fost creat de Dumnezeu, întruparea, Dumnezeu s-a întrupat în persoana lui Iisus, transformarea, o chemare de a renunța la noi însuși și de a ne identifica cu Hristos. Păi cum să-i spui asta unui postmodernist? Ca să renunțe la adevărul lui care îl creează singur. Ca mai apoi să se identifice cu Hristos. Lucrurile acestea se bat cap în cap. Creștinismul mai declară consumarea sau săvârșirea sfârșitului, că va veni un sfârșit. Trăim într-o lume în parcă care crede că lumea aceasta va fi la nesfârșit. Parcă nu există o noțiune a sfârșitului. Trăiește-ți momentul de acum. Mai mult de atât, creștinismul oferă răspunsuri la patru întrebări care fiecare om se confruntă la un moment dat în viață. Și anume, origine, de unde vin, sensul vieții, de ce sunt aici, moralitatea, cum trebuie să trăiesc, destin în control mă îndrept. Creștinismul oferă răspunsuri la toate acestea.
Însă postmodernismul nici nu vrea să asculte de așa ceva. Așa că întrebarea se ridică, cum evangelizăm într-o lume definită de un pluralism, postmodernist? Oz Guinness, în cartea lui și care vă recomand și dumneavoastră, Vorbirea nebunilor sau Vorbăria nebunilor, scrie în felul următor. În lumea noastră modernă și avansată, care este atât de pluralistă cât și postcreștină, nevoia noastră urgentă este de recuperare a persoasiunii pentru a aborda problemele actuale. Din păcate, unele ramuri ale bisericii occidentale au abandonat în mod eficient evangelizarea din diverse motive, iar altele vorbesc ca și cum adevărurile și credințele creștine ar fi întotdeauna și ușor de înțeles pentru toată lumea. Indiferent de starea inimilor ascultătorilor și oricare ar fi caracterul viziunii și culturii lor. Alții au ajuns din nou să se bazeze pe abordări formulare în timp de tip cookie cutter, cum spune el, pentru evangelizare și apologetică, ca și cum toți cei care îi aud sunt la fel. Cred că ceea ce vrea Guinness să spună este că într-o lume definită de pluralism și postmodernism, avem datoria să facem adevărul lui Iisus, pe care îl trăim și îl credem, relevant la un nivel personal, proclamând Evanghelia într-un mod specific care se adresează la nevoia omului respectiv. Adică în loc să creăm o formulă generală care să fie aplicată pentru toți, va trebui să începem să proclamăm adevărul despre Iisus la un nivel individual. În loc să așteptăm ca lumea să creadă în ceea ce credem noi și mai apoi să fie acceptați de noi, cum spuneam mai devreme, va trebui ca noi să mergem la ei și să îi acceptăm și mai apoi să creadă în adevărul Evangheliei și să accepte credința lui Iisus. Cred că asta este modalitatea aplicată și de Pavel. Dacă aveți Bibliile, vă rog să deschideți la 1 Corinteni 9. De la versetul 19, spune așa Pavel: căci măcar că sunt slobod față de toți, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. Cu iudeii m-am făcut iudeu ca să câștig pe iudei. Cu cei care sunt sub lege m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege. Măcar că nu sunt sub lege, ca să câștig pe cei care sunt sub lege. Cu cei ce sunt fără lege, m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege. Măcar că sunt fără o lege a lui Dumnezeu. Măcar că sunt și sub harul lui Hristos. Ca să câștig pe cei fără lege. Am fost slab cu aceiași care sunt slabi. Ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Fac totul pentru Evanghelie ca să am și eu parte de ea. Pavel se identifică cu fiecare om în circumstanțele lui. Atenție! Dacă azi trăim într-o lume pluralistică și postmodernă ghidată de adevărul relativiste, biserica are datoria de a face creștinismul relevant prin acțiunea intenționată de a penetra fiecare adevăr relativistic cu adevărul absolut al Evangheliei. Mai repet, dacă azi trăim într-o lume pluralistică și postmodernistă, ghidată de adevăruri relativiste, biserica, noi de aici, avem datoria de a face credința noastră, creștinismul, relevant prin acțiunea intenționată de a penetra fiecare adevăr relativistic cu adevărul absolut al Evangheliei. Aș vrea să imaginați un pătrat plin cu cerculețe. Și undeva, într-un colț, jos sau sus, să puneți creștinismul ca fiind un adevăr în lumea pluralistică. Ei bine, dacă am vrea să creăm o ilustrație, ar fi ca acest circuleț să explodeze și să infecteze fiecare
cerculeț cu adevăruri postmoderniste. Ca mai apoi adevărurile acestea să piară și adevărul absolut și autentic să rămână în picioare. Doar în Iisus Hristos vom găsi adevărul absolut pe care îl căutăm în această viață. Într-o lume pluralistică, într-o societate ghidată de relativism, adevărul absolut poate fi ceva greu de acceptat. Trăim într-o lume unde părerea fiecăruia trebuie respectată și acceptată. Încet, încet, lumea în care trăim ajunge să nu mai aibă niciun sistem de valori absolut, bazat pe o morală biblică, ci totul începe să fie subiectiv. Vedem asta cu ochii noștri în jurul nostru, nu-i așa? Însă adevărul absolut trebuie găsit în principiile date de Dumnezeu, nu în legile făcute de Dumnezeu, în legile făcute de om. Adevărul absolut trebuie găsit în principiile date de Dumnezeu, nu în legile făcute de om. De ce? Pentru că principiile lui Dumnezeu sunt drepte și sfinte, pe când legile omului sunt imperfecte și defecte. Teologul și pastorul american R.C. Sproul, fiind întrebat într-un interviu ce este adevărul pentru el, el a răspuns în felul următor. Adevărul este definit ca fiind acel ceva care corespunde realității așa cum este percepută de către Dumnezeu. Pentru că percepția lui Dumnezeu asupra realității nu este distorsionată. Percepția lui Dumnezeu este o percepție perfectă a realității. Și Iisus spune, eu sunt adevărul. Oare la ce s-o fi referit? O fi lumea de atunci, cam ce este și astăzi? Oare o fi căutat omul de atunci adevărul absolut așa cum îl caută și astăzi, dar este orbit de adevăruri relativiste? Și răspunsul este da. Știți de unde putem deduce acest lucru? Ioan 18 cu 38, îl vedem pe Pilat că întreabă o întrebare profundă. Ce este adevărul? Ce este adevărul? Mă tem că de multe ori ne punem și noi această întrebare. Omul dintotdeauna este în căutarea adevărului absolut. Și Iisus spune, eu sunt adevărul. Pilat a stat față în față cu adevărul și nu l-a recunoscut. Sau mai bine zis, nu l-a acceptat. Dumnezeu vine în lumea noastră în formă de om, în persoana lui Iisus Hristos, ca să pregătească calea și să ne arate adevărul absolut, pentru că doar prin El există mântuire și nu prin faptele noastre, nu pășind pe alte cărări, ci doar pășind pe urmele adevărului lui Hristos. Iisus este Dumnezeul întrupat. Iisus este adevărul absolut pe care trebuie să-L acceptăm și mai apoi să-L proclamăm celor de lângă noi. Dar asta doar dacă ne pasă de ei. Ne pasă? În cartea Mere Christianity de C.S. Lewis, el dă o ilustrație destul de interesantă cu privire la creștinism. Creștinismul este adevărat și celelalte religii sunt false. E destul de clar. E ca și cum ai fi în aritmetică sau în matematică
poate fi doar un singur răspuns corect la o ecuație și toate celelalte rezultate sunt mai aproape sau mai departe decât cele corecte. Dar totuși, atenție, rămân greșite. Lumea de astăzi trăiește cu ecuații și rezultate greșite. Însă adevărul lui Dumnezeu rămâne adevărul absolut. S-ar putea ca unele ideologii, unele adevăruri relativiste să fie mai aproape de creștinism și altele mai departe. Este de datoria noastră să fim înțelepți și să cunoaștem cultura în care trăim. Cred că am mai spus asta odată. Ca și români, probabil venim din România cu anumită cultură sau percepție. Deși poate România a fost sub dominația comunismului o perioadă destul de lungă, totuși, chiar și în răul acela, s-au creat niște bariere, niște ziduri care nu a dat voie influențării din afară. Și venim ca și români dintr-un mediu în care suntem obișnuiți ca fiind acela, cât de cât separat, izolat, într-o lume în care aș putea spune că este un câmp deschis. Și aici ne facem familiile, aici ne creștem copiii, aici ne trimitem copiii la școală, aici muncim. Cred că Dumnezeu ne cheamă să ne schimbăm mentalitatea la ceea ce am fost poate crescuți sau învățați de ceea ce trăim astăzi aici. Dar atenție, să nu schimbăm adevărul absolut. Și cred că C.S. Lewis a captat destul de bine această idee. Vedeți dumneavoastră, ateismul și celelalte religii, fie că sunt mai aproape sau mai departe de teologia creștină, sunt totuși false, însă toate sunt în căutarea acestui adevăr absolut. Și cel mai dureros lucru este că multe persoane, poate și persoane din familiile noastre, prieteni dragi, nouă, sunt captivi într-o ideologie relativistă. Dar ce este frumos despre adevărul absolut al lui Hristos este că dacă ne angajăm responsabilitatea de a păși într-o lume care poate nu o cunoaștem, dar suntem înarmați cu adevărul lui Dumnezeu, cu adevărul lui Hristos. Ceea ce este frumos despre adevărul lui Dumnezeu este că adevărul eliberează din captivitate. Ascultați ce spune Ioan 8, versetele 31 și 32. Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Ce înseamnă slobod? Liber. Când omul ajunge să cunoască adevărul absolut, ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu. Întrebarea care vreau să ți-o lansez în dimineața aceasta este: cunoști adevărul absolut al lui Hristos? Și dacă da, ești dispus să iei acest adevăr și să intri într-o lume poate necunoscută, poate ciudată, și să prezinți adevărul lui Hristos în lumea aceasta? Eu cred că lumea în care trăim are nevoie de Hristos. Și în concluzie aș vrea să am câteva aplicații. 1. Cine este chemat să evangelizeze? Toți suntem chemați să evangelizăm. Unde suntem chemați să evangelizăm? Peste tot. De ce trebuie să evangelizăm? 1. Pentru că este porunca lui Hristos. Și 2. Este că Dumnezeu lucrează prin oameni.
4, când trebuie să evangelizăm? Tot timpul. Petru ne spune ca să fim gata tot timpul să dăm un răspuns sau o apărare crezului nostru. Mă rog ca în dimineața aceasta să fie o provocare pentru toți, de la mic la mare, indiferent că ești la grădiniță, indiferent că ești la muncă, că ești la facultate, că ești în vizită chiar, te provoc ca din dimineața aceasta să te gândești bine la viața ta și la ceea ce ești chemat de a fi un evanghelist pentru Hristos. Nu ai nevoie de diplome, nu ai nevoie de anumite certificate sau training și așa mai departe. Viața ta poate fi o mărturie clară a adevărului absolut despre Hristos. Și da, va fi opoziție, da, va fi poate conflict, însă aș vrea să nu ne speriem de lucrurile acestea. Pentru că Hristos însuși ne-a spus că va fi cu noi de acum și până la sfârșit. Amin. Amin.